Deși este frumoasă, sexy și celebră, Ana Lesco nu și-a găsit nici anul acesta jumătatea. Chiar și așa, cântăreața le-a spus jurnaliștilor de la ziarul Libertatea că abia așteaptă sărbătorile de iarnă să-și încânte fanii. Ana Lesco nu a reușit să adune o gașcă cu care să petreacă sărbătorile și nu are niciun iubit cu care să împodobească bradul, așa că va munci, măcar să-i facă fericiți pe fani. Luna viitoare, Ana Lesco va avea mai multe concerte la munte, chiar și în ziua de Crăciun, apoi se va relaxa cu părinții ei. Ai mei mă vor aștepta acasă ca în fiecare an. Vor rămâne la mine și după Revelion pentru a-mi fi alături de ziua mea de naștere. Ana Lesco le-a spus reporterilor de la Libertatea care ar fi cel mai frumos cadou pe care l-ar putea primi. Partenerul meu ar trebui să meargă în pas cu mine. Din partea lui îmi doresc prietenie și o profunzime a relației. Încă nu am găsit ceea ce îmi doresc. Până își va găsi jumătatea, Ana Lesco se va concentra asupra carierei.